rețetă deosebită de sunt de delicioase, delicioase. Vedeți? Delicioase. Sper să le încercați și să-mi spuneți dacă v-au plăcut. Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face sărățele cu brânzică. Aici am 250 de grame de untură, 250 de grame de ricotta, puteți pune și brânză sărată, de parmezan de oaie, pecorino, 2 ouă, circa 300 de grame de făină și dacă mai avem nevoie mai adăugăm și o să le dăm cu chimen și o să le ungem cu puțin ou pe deasupra. Voi separa un ou și îl voi pune ca să ungem pe deasupra și restul punem în compoziția noastră. Așa. Și am să pun un pic de albuș aici peste făină și cu acesta o să ungem. Deci acesta o să ungem pe deasupra și îl dăm deoparte. Și acum, aici am 300 de grame de făină. Am pus o parte din albuș și adăugăm și un ou. Deci 250 de grame de untură. Și dacă brânzica este sărată, nu mai adăugăm sare. Dar dacă brânzica nu este sărată, adăugăm sare. Gustați aluatul. Nu este sărat. Sărățelele trebuie să fie sărate. Am pus circa 300 de grame de făină, un ou și un albuș, 250 de grame de untură, punem și 250 de grame de ricotta sau brânză sărată, brânză de burduf, brânză de oaie, ce aveți. Așa, și am să pun și 100 de grame de pecorino, deci brânzică sărată, de parmezan de oaie. Am să-l pun pe tot și apoi amestecăm. Așa. Le punem pe toate și le amestecăm. Încet, încet. O să punem și pe masa de... Deocamdată le frământăm aici în vas. Așa. Și amestecăm bine totul. Dacă mai e nevoie de făină, mai adăugăm. Așa, voi pune totul aici pe masă de lucru. Începem să frământăm aluatul nostru. O să mai pun puțină făină. Și frământăm. Ia uitați-l. Și acum vom tăia bucățele, vom întinde și vom pune aici în tavă. Eu mi-am pregătit o formă de sărățele să le tăiem așa mai multe împreună. Așa. Voi lua o bucățică de aluat. Și vom întinde. Presurăm puțină făină. Și întindem cu un sucitor. Așa. Ia uitați. Și le punem în tavă. Cât de lungi dorim.
Vedeți? Aici avem tava noastră cu sărățele și să le ungem cu ou și să punem chimion. Chimen. Chimen, chimion. Așa. Imediat începem. Și punem chimen, fetințe de chimen peste. Și acum ungem. Și imediat facem altele cât stau la cuptor, să le vedeți și coapte. Așa. Și punem și chimen. Încet. Și acum vom da la cuptor și facem alte sărățele. Dăm deoparte și dăm la cuptor. 180 de grade și 5 minute, 10 minute maxim. Se fac foarte repede și imediat le și vedem. Uitați-le sunt. Vedeți cum au ieșit? Așa. Și acum le punem pe platoul nostru. Vedeți cum a ieșit? Ia uitați-le. Super! Așa. Sunt fragede. Le rupem așa ca să încapă aici. Deci dacă mai este nevoie de ou pentru uns, mai rupeți încă un nou. Așa, ia să vedem. Tava cred că s-a mai răcit puțin. Poate fi luată și cu mâna. Și dăm din nou la cuptor. Ia uitați ce minunăție. Vedeți ce frumoase sunt? Ah. Ia uitați, vedeți? Se aude cum se rup. Crocante. Delicioase. Bune. Bune, bune și delicioase. Vă mulțumesc. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Eu rămân să termin aluatul. Acestea sunt sărățelele. Sper să vă placă. Sunt delicioase. Delicioase. Vedeți? Delicioase. Sper să le încercați și să-mi spuneți dacă v-au plăcut. Vă pup, o zi frumoasă în continuare și încă o dată vă mulțumesc pentru suportul vostru, pentru că îmi sunteți alături și că îmi distribuiți și mi-apreciați rețetele. Vă pup dulce din suflet și ne vedem și mâine dimineață cu o nouă rețetă.